Bună ziua din nou aici la o bucățică de istorie. Ieri seara am avut câteva comentarii al unui contributor, să spunem un comentator, să spun contributor că e mai ok, au avut niște comentarii destul de interesante. Acum eu nu i-aș da numele, deși am cum... Numele e Daniel. Deci, și așa poate n-am divulgat prea mult. Și au spus că există dovezi de continuitate și are mai multe comentarii aici. Nu știu cu care să încep, cu ultimul. Primul comentariu, acum cred că e cronologic, că toate sunt acum 9 ore. Deci nu știu, dar deci ăsta e... Dacă aș ști la ce... videoclipul. Nu, stați un pic. Deci ultimul material, ne uităm la ultimul material. Și poate că aici îi... Nu găsesc. Mergem înapoi la comentarii. Zice, există sate de vlahi în estul Cehiei, există nume românești de munți în Transcarpatia, ceea ce înseamnă că locuirea în acele teritorii a fost destul de îndelungată pentru ca alții să le preia numele ulterior. Da, există acest fenomen de migrație a vlahilor, care, mă rog, eu zic o vin de la sudul Dunării, și care s-au întins până în Cehia. Cehia, sudul Poloniei, Slovacia, zonele astea, este până spre mijlocul evului mediu, ceva de genul, și lăsat și oronime. Acum, problema cu oronimele, și asta am avut o discuție pe tema asta și pe grupul pasionaților de istorie, că nu știm, la oronimele astea știm că sunt românești, sau sunt oronime românești, dar nu știm prima atestare. Pentru că am întrebat când am vorbit despre... de tema asta, zic că da, cu cine discutam eu acolo, zic da, ai datele primei atestări. Și am început să vorbească pe lângă și atunci mi-a dat seama că nu are de fapt data primei atestări sau e atestare târzie. Da, deci informația e corectă, există sate de vlahi și în Cehia, e bine, ei s-o slavizat, s-o polonizat, s-o cehizat, etc., etc., dar s-o mai păstrat unele nume de la ei, de la acești vlahi. Și aici un comentariu interesant. Nu cumva avem de-a face cu o migrație permanentă de-a lungul a mai multor secole de la sud către nord, generată de tulburările din Imperiu, având ca punct de început invazia slavilor în Imperiu și având mai multe vârfuri de migrație în anumite perioade. Nu cumva acea migrație dominată de păstori cu oile lor, da, e o opinie interesantă și s-ar putea să fie și adevărată, doar că nu avem atestarea documentară. Teoria sau ipoteza asta ar fi destul de interesantă și data de pornire când Slavii au intrat în Imperiul Bizantin împreună cu avarii, da, pentru că avarii au fost driving force-ul, nu Slavii. Slavii erau un fel de populație supusă care a fost antrenată în aceste raiduri în Imperiul Bizantin și zice nu. Încă o dată, nu cumva avem de-a face cu o migrație permanentă? S-ar putea să avem de-a face cu, avem de-a face cu o migrație permanentă care a început, să zicem, de la invazia Balcanilor de către slavi sau odată cu primul imperiu bulgar și să fie, de fapt, un proces continuu de mai ales cum am vorbit data trecută de teoria a doua cu Imperiul Bulgar. Dacă pornim de la ideea că Imperiul Bulgar era în asociație, în alianță cu vlahii, s-ar putea imagina și scenariul că odată ce Bizanțul a zdrobit Bulgaria în curs de la 970 până în 1018, deci a fost un război care a durat decenii, și în momentul în care ei își reafirmă dominația în toată peninsula balcanică, acei vlahi care au fost aliați cu bulgarii, cu primul imperiu bulgar, cu statul bulgar, care practic, probabil, spun eu, i-o și creștinat sau le-o dat formele
organizatorice, pentru că, na, știm foarte bine că biserica la românii de sorginte bulgară, acel element care a fost supus în 1818 de Vasile al II-lea, el a încheiat războaiele cu Bulgaria, mă rog, după momentul ăsta, există probabilitatea ca vlahii să fie migrat spre nord. Pentru că nu le mai convenea. Practic, au pierdut un aliat foarte important, numai că problema e că nu avem date despre chestia asta. Asta rămâne la nivel de ipoteză. Deci, dar îmi pot imagina o ipoteză de genul ăsta cu o migrație continuă. Numai că aici, dacă luăm teoria continuității clasice, trebuie să definitiv să terminăm cu povestea cu sedentarismul. Deci ar trebui definitiv măcar atâta să facem, dacă vrem o istorie mai aproape de realitate, să spunem odată cu subiect și predicat, vlahii sau strărămânii sau românofonii nu erau sedentari în marea majoritate a istoriilor medievale. Acum, probabil că la origine ei au fost sedentari, locuiau la sate, la orașe, și în momentul în care vin slavii, să duc slavii în peninsula balcanică și împreună cu avarii, practic ocupă tot Peloponesul, ca urmare a căderii în 602 a frontierei dunărene, sau cum susține cartea asta, spun eu, ipoteza destul sau teoria destul de valabilă, de fapt nu căderea graniței dunărene a fost problema și revolta lui Phocas, ci retragerea lui coordonată de Heraclius, care a trebuit să aleagă pe la 614-615 ce salvează, Balcaniu sau Orientul apropiat. Ori din punct de vedere spiritual, cultural, imagologic, Orientul era mult, mult mai important, pentru că acolo era Ierusalim, acolo era Sfânta Cruce, acolo era centrul creștinismului. Și atunci Heraclius ales Orientul în detrimentul Balcanilor și atunci efectuat, spune autorul acestei lucrări foarte bune, de punctul meu de vedere, o ales Orientul și o retras armatele, armata Traciei, sigur, o retras în Asia Mică. Bun. Deci, o ipoteză destul de interesantă și pe care mi-o pot imagina că, încă o dată, nu cumva avem de-a face cu o migrație permanentă de-a lungul a mai multor secole? Se poate. Se prea poate. De la sud către nord, generată de... Da. Având ca un punct de început invazia slavilor, având mai multe vârfuri de migrație. Da, asta îmi place foarte tare. Vârfuri de migrație, da. Se prea poate. Dar, încă o dată, dovezile noastre documentare în sensul ăsta nu prea sunt. Dacă romanii de azi sau românii, da, al doilea comentariu, dacă romanii de azi, românii ar fi urmași doar al unor mercenari războinici, de ce nu avem în cultura populară vreo doină, baladă, epopee care să vorbească despre vitejia lor? Cultura populară a românilor e plină de natură, iar culmea culturii populare se numește Miorița, da? O constatare destul de interesantă. Păi, există în formă de legendă Roma și Vlahata. Acum, nu știu, e cultură scrisă, dar probabil a venit tot din cultura populară, Roma și Vlahata. Și da, Miorița e ceva, adică eu nu zic că a fost doar elită militară, dar ăștia au fost mai importanți și ăștia au fost aduși, din punctul meu de vedere, cu intenția asta foarte clară să fie de ajutor împotriva mongolilor, pentru că atunci mongolii erau spaima Europei centrale și să păzească granițele răsăritene ale regatului Ungariei. Adică zona Hațeg, Maramureș, Făgăraș, acolo sunt ei așezați. Da, bineînțeles că mă îndoiesc că toți erau militari, toți erau mercenari. Da, și un punct interesant, de ce nu apare în cultura populară? Apare Miorița, în schimb, care, na, mă rog, e o baladă frumoasă sau o poezie frumoasă, sau cum să zic, o creație populară frumoasă, dar e cam defetistă, din punctul meu de vedere. Dar, mă rog, nu stau eu să fiu, să zic, de Miorița, care e o creație seculară, poate milenară. Dacă toți latinofonii de la sud de Dunăre sau cea mai mare parte emigrează în secolul XIII, de ce bulgarii care ajung acolo în secolul VII nu se latinizează, ci se slavizează? Ar fi fost mult mai mulți latinofoni la sud de Dunăre decât slav, nu? Da. Deci vin bulgarii în secolul VII și se slavizează.
Acum, din câte observ eu, din câte m-am uitat eu pe harta Balcanilor, că m-am uitat destul, Dan Alexe spune, de exemplu, că centrul de formare a etnogenezei a românilor a fost undeva în mijlocul Balcanilor, deci nu chiar zona adiacentă cu teritoriul dintre Dunărea de jos și Munții Balcani, ci poate un pic mai spre vest, în zona aia Macedonia, Vardar, Struma și zona de contact neapărat cu albanezii. Deci ar fi centru-vest Balcani, nu centru-est Balcani. Da. Da, totuși e un comentariu foarte bun. Extrapolarea puținelor izvoare scrise mi se pare o mare greșeală, ce nu prea am înțeles, adică da. Acolo unde nu avem surse scrise pentru zonă, a fost pentru că zona a fost controlată de popoare neorganizate din punct de vedere administrativ sau anumite mărturii au ars ca urmare a războiilor, trebuie luate în calcul argumentele nescrise, arheologia lingvistică și etnografia. Păi, etnografia nu știu în ce măsură, pentru că moștenirea orală, nu, am mai spus asta în alt material, din câte am citit eu, nu merge mai jos de 1000 de ani. Deci nu sunt amintiri pe cale orală atât de vechi, pentru că probabil, acum gândindu-mă, peste tradiția orală se tot pune în timp. Deci se tot pune alte elemente și atunci dacă e scrisă, de exemplu, că asta ar fi fost important ca strărumânii sau românii să fi cunoscut scrierea, pentru că atunci ne-ar fi rămas ceva probabil, dar neavând cunoștință de așa ceva, memoria orală sau tradiția orală e foarte schimbătoare, pentru că păstă stratul original tot timpul se pune. Ars strat și după aia deja e ceva care nu mai poate fi deslușit. Bun. Acum etnografia, da? Lingvistica. Pe lingvistica cam arată că suntem de la sud de Dunăre. Da, limba. Limba, cea care o iubim așa de mult și care, nu știu cum, și care, nu, ca, mă rog, românii și lituanieni și popoarele baltice în general, sunt foarte, pentru ei limba e foarte important și chiar această limbă ar sugera și originea balcanică, mă rog, legăturile cu albaneza, cu macedoneană și cu bulgara, acea uniune lingvistică despre care scrie foarte mult Dan Alexe, apoi nedialectizarea la nord de Dunăre, adică dacă la sud de Dunăre avem mai multe limbi neolatine, la nord de Dunăre avem una care e foarte puțin dialectizată. Deci, de fapt, sunt graiuri din astea. Ceea ce se poate explica, cum spune Dan Alexe, cu faptul că românofonii sau vorbitorii acestei limbi s-au extins în arealul nord-dunărean destul de recent. El leagă chestia asta de descălecate, eu sunt de acord cu el, zic secolul 12-13, să spunem, atunci când s-au extins masiv la nord de Dunăre. Și foarte interesant că acolo se poate spune că dacă spui acum, nu-i dialectizată acum, poți să spui că ba da, e dialectizată, dar la televizor, la radio, la un mass media s-o propagat doar o singură variantă, aia de sub, din zona din nordul Munteniei, sudul Transilvaniei, aia e limba literară. Și sunt și diferențe regionale, sunt ceea ce e adevărat. Dar din câte mi-am amintesc că Dan Alexe spune că a fost foarte nedialectizată la prima atestare, adică secolul 16-17, deci acolo trebuie văzut, nu astăzi, că nu-i dialectizată astăzi, pentru că astăzi poate fi, mă rog, și eforturile statului centralist care vrea să impună o formă, un dialect sau un singur grai ca limbă literară și atunci tot ce, cum vorbesc și eu, sau să vorbește Moldova sau în Oltenia, da? Sunt diferențe. Bine, dar ne putem înțelege între noi, asta e ideea. Bun, deci lingvistica nu prea ar sugera continuitate, chiar din potrivă. Arheologia, aici a scris contributorul nostru, Daniel, despre cultura Sânta Ana de Mureș, care de fapt e o variantă a culturii Cerhanov, care de obicei e identificată cu cultura goților, dar cum știm noi că e destul de greu să asimileze o cultură arheologică cu o etnie, probabil e o
e o cultură multietnică, multilingvistică. M-am uitat și pe varianta, pe articolul în limba engleză a culturii Cerhanov, și acolo era citat până la un moment dat că ar fi o cultură formată din goți, din taifali, din geto-dacians, era, dar era acolo unde se pune trimiterea, era scris în paranteză citare sau afirmație dubioasă, în engleză. Deci și acolo e așa cu semnul întrebării. Noi, din câte știu, din ce am citit de la Horațiu Damian, despre daci nu prea mai avem date după secolul 3. Deci ei cam atunci dispar din vizorul surselor istorice. Ce s-a fi întâmplat cu ei nu știm, dar această cultură arheologică Cerhanov îi mai degrabă o cultură influențată de goți și de alte popoare de origine germanică. Deci, și asta e marea problemă, cum am spus și mai de mult. O cultură arheologică nu poate fi, în lipsa documentelor scrise, nu poate fi asimilată unei etnii. Da, ce cultura sunt Ana de Mureș cu populația locală. Da. Cultura sunt Ana de Mureș, un exemplu de coabitare a goților cu populația locală. Da, populația locală, dar aia nu știm dacă era neolatină. Deci, pentru că încă o dată, ce am mai spus și la când am vorbit despre ce a scris Pop. Dacă luăm datele istoricilor naționaliști ca bune, aș estimăm o populație de între 500 de mii și un milion de locuitori după secolul 3, între secolul 3 și 5 la nord de Dunăre, atunci ar fi trebuit și ăștia, măcar jumătate din populația asta ar fi fost de origine neolatină, să zicem, atunci trebuia să lase mai mult de donar, decât donarul de la Biertan și inscripția de la Germisara din secolul 4. Da, deci ar trebui să rămână măcar mai mult de două inscripții. Avem, bine, avem inscripția de la Germisara și Biertanul, dar Biertanul, după cum am spus, e foarte probabil să fie o origine, să aibă origine sud-dunăreană, că nu s-a găsit la fața locului contextul în care să fie încadrat acel candelabru sau ce era el. Deci, dacă scoatem și donarul de la Bertan, rămâne o inscripție în secolul 4, ceea ce la o populație de vreo 200.000, 300.000 de vorbitori de neolatină, e foarte puțin. Da, eu nu pot imagina că e numai atât lăsat și plus de asta, când mai citeam și cartea lui Pecican, primul volum din istoria românilor, el citând masiv, din păcate, de Nicolae Iorga, spunea Iorga la un moment dat, citat de Pecican, că aceste romanii aveau se și exprimau politică, da? Erau un fel de juz, de voievoz, de nu știu ce. Și păi dacă ei se exprimau politic și scriau, având în vedere asta, măcar așa la nivel de elită, atunci de ce nu avem date despre ei? Pentru că dacă te exprimi politic, atunci trebuie să te aștepți ca arheolog, ca istoric, să găsești ceva despre ei. Și nu găsim nimic. Și nu găsim nimic în afară de niște ceramică pe care noi presupunem că ar fi cultura lor. Dar dacă te uiți pe Cerhanov, cultura Cerhanov, acolo se vede că centrul e undeva până Ucraina. Și că de aici, din Ucraina, s-a extins în spațiul nostru. Deci e probabil o cultură preponderent germanică, gotă, gepidă, etc., care dispare, din câte am citit eu mai înainte, cam cu venirea hunilor în bazinul carpatic. Să văd mai ce am făcut acum. Bun, este un articol despre, da, ideea că aceste ritualuri întâlnite în aceste culturi le întâlnim până azi în zonele mai conservatoare. Asta e o informație interesantă, dar mă îndoiesc. Goții au locuit doar parțial în Transilvania împreună cu populația pe care au întâlnit-o. Da, ce populație au întâlnit local. Păi continuatiștea spune că ar fi neolatinii, numai că ar fi trebuit să lasă ceva urme. Bun, cam atât despre răspunsurile mele la ce a scris Daniel. Încă o dată, teoria aia mai este unul. Câteva indicii. Pe timpul lui Heraclius, 610-641, limba oficială în Imperiul Bizantin devine greacă, Imperiul pierde controlul teritoriilor populate cu latinofon. La începutul secolului IX apare la nord de Dunăre
cultura Dridu, o cultură de sorginte bizantină care sugerează o emigrație importantă de la sud de Dunăre către nordul Dunării. Nu avem dovada că ar fi fost latinofon sau slav sau unii și alții. La începutul secolului IX, atât nordul Dunării cât și sudul sunt controlate de bulgari. Crum, o perioadă plină de războaie la sud de Dunăre, bizantinii dorind să recupereze controlul asupra teritoriilor sud-dunărene. Da. Asta e ipoteza a doua despre care am vorbit, sosirea românofonilor, străromânilor la nord, odată cu extinderea primului imperiu bulgar la nord de Dunăre. E o variantă destul de posibilă, dar încă o dată, ipoteza aia pe care o scris-o cu, de fapt, să fie o migrație continuă, o ipoteză destul de interesantă, cu vârfuri, cum scrie el, cu vârfuri de migrație, să zicem vârful de migrație în timpul bulgarilor, vârful de migrație în secolul XII-XIII, da, s-ar putea imagina și un scenariu de genul ăsta. Bun, cam atât despre partea asta. Îi mulțumesc foarte frumos pentru contribuția lui și pentru întrebările și posturile foarte interesante și revenim pe data viitoare cu un alt material. O zi frumoasă!